Le dice a ti y a tu amor. Amén. Larga va hoy. Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis: cere, ce vrei să-ți dau? Păi noaptea. Dacă vine la tine acum Domnul, când Matei 18:20 spune unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt acolo. Care crede că Domnul Iisus e prezent aici? Amin. Amin, da? Bun, acum noi ne rugăm. Facem un exercițiu de credință. Și în momentul când tu începi să te rogi, tu trebuie să crezi că Domnul e înaintea ta. Și te întreabă, ce vrei să-ți dau? Spuneți-vă, vă rog, ce rugăciune aveți? Ce dorință aveți? V-ar surprinde întrebarea asta, Domnul, ai ști exact o rugăciune, o dorință care o ai înaintea lui Dumnezeu? Sau ai venit poate cu multe, multe, Doamne, și asta, și asta. Poate unii rugându-se și când vine Domnul și întreabă ce vrei, omule, ai fi surprins să nu știi ce sucede. Vreau în seara asta să vorbesc câteva lucruri despre rugăciune. Ca rugăciunea noastră să fie ascultată, voi puncta doar câteva condiții pe care dumneavoastră le știți. În Evanghelie după Ioan 16:24, Domnul spunea așa: până acum am plânat cerut nimic în numele meu. Cereți în numele meu și veți căpăta. Deci rugăciunea care o facem acum, imediat vom face rugăciune, o facem în numele Domnului Iisus. Amin? Amin. În lumea asta sunt nume mari. Oameni cu renume. În lumea asta sunt bogății mari. În lumea asta sunt puteri mari care acționează în univers. Dar cel mai puternic nume, numele mai presus de orice nume, e numele Domnului Iisus. Amin. Acum când am plecat pe genunchi, spunem, Tată, te rog în numele Domnului Iisus. Mi-aduc aminte de trei frați au fost să facă ungerea cu un delem și o rugăciune pentru un om bolnav, era paralizat în pat. Și au făcut ungerea, au făcut rugăciune, două, trei, și nu s-a întâmplat nimic. Și fratul spune, oameni buni, nu ne-am făcut parte, nu vindecăm noi. Și la plecare un frate spune, măi, hai înapoi, mi-a venit mie o idee. Și când au făcut următoarea rugăciune, s-au spus, măi, apelăm la Dumnezeu, dar ne rugăm numai în numele Domnului Iisus, că Dumnezeu în numele ăsta ascultă. Și povesteau frații, când au spus, Doamne, în numele Domnului, în numele Domnului Iisus, și când au început să strige în numele Domnului Iisus, bolnavul s-a ridicat. De cel mai mare nume din univers, între în numele Domnului. Când vei face acum o rugăciune, îngerul chem tu spune, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin? Amin. Ioan 5:14 spune, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Atenție! În rugăciunea care o facem, să fim foarte atenți ca cererea noastră să fie după voia Lui Dumnezeu. Iacob 4. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin din mădura voastră, voi vă interesați că nu aveți, nu aveți că nu cereți, sau cereți cu când să risipiți în plăcerile voastre. Nu ne ascultă Dumnezeu. Era odată o femeie bătrână, bolnavă de picioare la spital, și spunea doctorul, de m-ar vindeca, Domnul, să mai pot face odată un dans și după aia să mor. Nu te aștepta la vindecare să mai te prinzi odată în oră, nu. Când cerem ceva, cerem după voia lui Dumnezeu. Amin. E o a doua condiție. A treia condiție, Marcu 11 cu cât? Cu 24. Și când vă rugați înaintea lui Dumnezeu, să credeți că a și primit și veți avea lucru care e cerut. Rugăciunea trebuie făcută cu credință. Amin? Doamne, ajută-ne la aceasta. A patra condiție, Matei 18:19. Vă spun iarăși că dacă doi se învoiesc, nici măcar nu spune dacă se unesc, că unitatea e foarte grea, dar dacă doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, ne va fi dat. Rugăciunea noastră o facem în părtășie cu frații. Împărtășim cu adunare. Amin? Slăviți să fie Domnul. Vom face rugăciune. Și acum vine Domnul și te întreabă, ce vrei să-ți dau? Oare ce ai vrea tu să-ți dea?
Pentru că eu mai spuneam odată, faptul că suntem copii al lui Dumnezeu, avem niște facilități extraordinare. 1 Ioan 3:1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim? Amin. Suntem copiii lui Dumnezeu. No, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, suntem la jocorii, suntem ocărâni, suntem, da, la periferie, ironizat, ați făcut multe, nu? Dar nu numai asta. Pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, avem și niște avantaje grozave înaintea lui Dumnezeu. Uite, unul dintre ele, Filipeni 4:6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru să-l aduceți la cunoștința lui Dumnezeu cu rugăciuni, cu cereri și cu mulțumiri. Deci în seara asta, vă puteți ruga pentru orice lucru. Asta e grozav. Noi de obicei predicatorii provocăm la rugăciuni, fraților, ne rugăm pentru lucruri mari. Eu sunt ostenat, oprește-te soare asupra Gabaonului. Și Dumnezeu opri soare, credeți asta? Da. Amin. Amin. Ei, dar eu am văzut în viața mea când să restam cu lucruri mici. Lucruri mici, dar care tot nu le poți face fără Dumnezeu. Și dacă vreți în seara asta, hai să te rugăm pentru lucruri mici. Adică lucruri mici, așa, pentru care măcar spuneam o altă dată, nici nu puteți primite bilet la ambon. Fratele Coromă, din Bilca, presbiter, tata, mulți copii, om din la noi și-o predica fraților. Eu am niște porumb pus acolo pe fâșia cu Ucraina. Și tare umplu mistrieță și toamna, n-ai niciun folos, că râmul tot. Și oamenii fac focul și fac plantoane și se adună. Și mă chema și pe mine, oi, padre, vii și tu să păzești. Dar eu cum să vin dacă eu într-o seară dau un bolnav, într-o seară ca adunare? Mi-a spus, nu pot cu voi, eu am alt program. Și îmi spunea, frate, băi, m-am dus în porumb, fără să mă vadă nimeni. Și am spus, Doamne Iisuse, păzești porumb. Și îmi spunea el, la test care au făcut planton, au venit o turmă într-o noapte, au șugărit, au rămas acolo, le-au rupt. Și la mine nici nu știu retul au venit. Eu m-am rugat la Dumnezeu. Dar poți să-mi miti bilet, frate, da, roagă-te să-mi împărțească Domnul Porumbul? Nu pot. Nici eu n-aș fi așa un bilet. Ei, în seara asta poți să te rogi. Pentru lucru, mă rog de acasă, eram la Spania și a spus, fraților, să ne rugăm pentru toate lucrurile. Și a venit o soră la mine, gazda mea. A spus, frate, dragul, eu nu uz patru oară, bărbatul meu are un tir, un singur tir, e tirul nostru și lucrăm de el. Dar de vreo 2 luni din zile, atâta se strică tir, o grămadă de bani băgat. Poți să mă rog pentru tir? Ne spus, mă rog, de soră. S-a rugat așa, o plâns, s-a ridicat așa, o spune, frate Dragoș, eu nu le-am cu șoferie. Dar tot ce am auzit prin casă, că la bărbat, la clatirii stricat, m-a rugat pentru cutie viteză, pentru culoasă, pentru cauciucul, pentru tot eu m-am rugat. O spune, păcat? Nu e niciun păcat. Ți-i păcat? Nu e păcat. Nu mai știu dacă s-a mai stricat firul, dar știu că în Biblie spune orice lucru la cunoștința lui Dumnezeu. Aveți pe acasă lucruri care nu le puteți spune în adunare. Dacă un soț are o nevastă care de o bucată de vreme nu-i mai tace gura. Așa că la Miorița. Acum nu poți să-i spune, am vorbit frate, dar nevastă mea preticălitoare, nu? Că acasă am de lucru cu dânsa, știește asta. Dar acum mă plec cu cel nu-i spun, Doamne, eu cu nevastă mea mai sunt puse. Da? Sau dacă ai un bărbat moștoros și pretențios, în ultima vreme nu mai înțelegi cu el. Pune pe genunchi și roagă de Domn, mai spuneți rezolvare. Deci prima facilitate, primul avantaj, noi putem să ne rugăm în seara asta la Dumnezeu pentru orice lucru. Amin. Țineți minte asta, da? Amin. Fratele Franciu, mitic, mă tare știi. Erau copii mulți, năcăjuți acasă și au făcut o sobă din asta în casă. Și îmi spunea fratele mitic, că băi, e șeful în casă. Și o spune, noi fumul sunt ridicat și de o jumătate de metru la tavan, fum. Noi eram băieți mici, am tipat și tatăl a chemat, a modificat meseriașul acolo, a făcut foc pe deșe. Și-o zic că mi-a aducat meditată, s-a plecat pe denunci, așa, s-a rugat și-o plâns. Era om căcăjit. Și s-a ridicat în picioare după rugăciune și-o spus, fumule, îți poruncesc în numele Domnului, du-te pe drumul tău. Și-o zic că de atunci nu mai ești fum în casă. Eu cred. Voi credeți asta? Amin. Pentru că noi aducem la cunoștință lui Dumnezeu orice lucru. Asta e mare avantaj. Știți, dacă ai treabă cu copiii la școală,
Dacă ai treabă cu impozite, cu autorizația, te duci la primărie. Și de acolo, de la un ghișeu, te trimite la altul și vine mâine, e mare mică birocrație în România, nu? Ai probleme în sănătate, te duci la spital. Dar adunarea Domnului altfel. La adunarea Domnului poți veni cu probleme de școală, probleme de sănătate, probleme de familie. Aici ești în altar și toate cirurile puneți pe cea cea ta. Pentru Dumnezeu nu-i birocrație. Slăviți să fie Domnul. O să mai facem o rugăciune. Și acum a venit Domnul în fața ta și spune, Ștefan, ce vrei să-ți dau? Ai ceva în cap? Vine la tine, frate Costică, ce vrei să-ți dau? Ai ceva în minte? Că Domnul vine și te întreabă. La noaptea, așa că acum a venit Domnul în tăpăvăr, să rog, ce vrei să-ți dau? Și vine și la tine. Și vine și la mine. Și poți să aduce la cunoștința lui orice lucru. Amin? Amin. Al doilea mare avantaj, că suntem copii. Poți să-i vedi? Da. Efeseni 6 cu 1, cât cu 18. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Fraților, la Dumnezeu venim când vrem noi cu rugăciunea. Vrei prin după amiază, El te ascultă. Vrei seara acum la ora 8, El te ascultă. Se trezește unul la două noaptea și se roagă, Dumnezeu te ascultă. Dar îi spune eu înaintea zorul, la 4 dimineața să ruga. Și Dumnezeu te ascultă. Amin? Așa e programul la Dumnezeu. La noi, la români, este acolo scris non-stop. Eu nici nu știam după Revoluție, spune non-stop, nu oprim, nici nu știam ceea ce e. Până am înțeles că non-stop, că nu sunt din magazin. La moldoveni scrie altfel. Acolo scrie atunci, scrie deschis veșnic. Așa scrie, așa e reclamă, dar te duci. Și când te duci și vrei să intri, poate să nu intri, nu intri. Frații la Dumnezeu nu e așa. Când ai un necaz, când ai o problemă, când ai ceva de rezolvat, atunci te pleci pe genunchi și te rogi la Dumnezeu. Nu-i un avantaj ăsta? Nu tu audiență, nu tu înscriere, nu tu secretar, nu tu zile de așteptare, nu nervi omului, nu știu ce instituție. Fii la adunare, nu pleci pe genunchi și Dumnezeu te ascultă. Hai să spunem slăviți să fie Domnul. Amin. Și mai spune în Efeseni 3 cu 20. Iar acelea care prin puterea ce lucrează în noi, poate să le dea mult mai mult decât cerem sau gândim noi. A lui să fie slavă. Noi în seara asta ne rugăm la un Dumnezeu care are toată puterea. Da? În Matei 18, 28, 18 spunea Domnul, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Du-te la sine, dacă vrei, du-te la cineva, la o cunoștință. Spui, Domnule, nu pot să te ajut, Domnule, nu pot. Intervine presa, n-am voie, n-am cum. La Dumnezeu nu e asta că nu pot. La Dumnezeu e cu putință toate lucrurile. Ai probleme mici sau ai probleme mari? Vin înaintea lui Dumnezeu cu probleme. Amin. Și vin, odată a venit cineva la Domnul și a spus, dacă poți, fă ceva. Amin. Și Domnul să-mi doi, tu zici, dacă poți. Altul a venit și a spus, dacă vrei, știu că poți. Domnul poate, frate. Amin. Când o să ne rugăm acum, aia ne plecăm pe cerul și vedem așa, sorul Domnului stă în fața mea. Dragoș, ce vrei să-ți dau? Eu am pregătit răspunsul. Doamne, eu asta vreau. Și mă rog înaintea lui Dumnezeu care poate să mă ajute. Amin? Amin? Nu știu dacă ar fi nevoie de câteva exemple. Solomon a avut o cerere înțeleaptă. A spus, Doamne, dă-mi înțelepciune. Dar cineva spunea, ca să ceri înțelepciune, tot o să iei un pic de minte. Că unii n-au înțelepciune și nici nu știu să o ceară. Ar fi greșit dacă în seara asta am spune, Doamne, dă-mi înțelepciune? Amin. Nu uitați, rugăciunea asta putem cere înțelepciune de la Domnul. Și Domnul să ne dea, amin? Amin. Odată mergeau doi oameni așa, umăr, prieteni. Dar unul voia să scape de altul. Și spunea, rămâi aici, că Domnul mă trimite mai încolo. Și să zic, viu e Domnul. Eu nu te lăs, eu merg după tine. Și îi spune Elie, iarul lui Elisei, rămâi aici și eu. Viu e Domnul, eu merg după tine. Și după vreo 3-4 încercări, s-a întors Elie către Elisei. Elisei, ce îmi cere înainte de a mă răpi Domnul? Elisei știa. O îndoită măsură din Duhul tău. Vrea careva să ceară putere de la Duhul Sfânt în seara asta. Îi plecăm pe genunchi și vine Domnul și spune, ce vrei să-ți dau? Și eu spun, Doamne, dă-mi o umplere cu Duhul Sfânt în seara asta. Avem de luptat cu ispite, păcate, oameni, răi, tot felul. Să le umpli Domnul cu Duhul Sfânt. Amin? Amin.
Psalmul 27 cu 4. Un lucru cer de la Domnul și îmi doresc de rămâne. Care? Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa ta și să mă minunez în templul tău. Sunt care nu previn la adunare. Când mai e pentru dumneavoastră adunare în timpul săptămânii? După amiază. De obicei. Joi. Și așa mult sunt de fiecare dată? Nu. Dar cei care nu veniți de regulă joia, de ce nu veniți? Vreți să vă rugați în seara asta? Doamne, ajută-mă joi seara să fiu adunat. Vreți? Un lucru cer de la Domnul. Aș vrea să locuiesc. Păi dacă nu cer. Nu cer. Eu într-o duminică seara sunt fraților. Ne ridicăm în adunat în picioare și facem o rugăciune specială. Nu ne rugăm pentru cartofi și porumb. Ne rugăm acum ca Domnul să ne ajute mari seara sfințăția adunare. Că după un lucru ce e de la Domnul. Doamne, ajută-mă să vin la adunare. În fapte 16 cu 16 spune, pe când mergeam la locul de închinare, noi ieșit înainte. Că sunt multe ispite când vrei să vii la adunare. Atunci se întâmplă cu un copil ceva, atunci scade siguranța la curent, atunci te ține unul la telefon, atunci vine un musafir care nu a fost de multă vreme, numai să nu vii la adunare. Îți iese înainte ceva. Dar acum noi ne rugăm în seara asta, Doamne, vrem ca joi seara să fim la adunare. Amin. Și am spus, cine nu vine la adunare, înseamnă că nu l-a ascultat Dumnezeu. Și ne rugăm cu credință și o să vezi, frate, da, în joi seara adunare o plinici. Amin? Amin. Și marte, da? Și marte, se rugăm și pentru marte. Amin? Dar voi vreți să vă rugați așa? Amin. Să ne ajute Domnul. Și mai am o rugăminte și apoi închei. Proverbe câte acolo? 30? Cu 7 și 8. Doamne, două lucruri îți cer înainte de a muri, te rog, nu mi le opri. Adică nu pe mormânt, pe marul grob. Înainte de a muri, cât mai trăiesc. Depărtează bună mucenoasă și neadevărul și îți cer două lucruri. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Adică un echilibru. Eu eram într-o adunare odată, am spus, fratele, hai să vrei să ne rugăm Domnului să nu ne dea bogăție. Dar o adunare cu mulți patroni. Și vă trimit pensionarul, a spus, da, ne rugăm. Dar mă uitat la patronul și ea, niciunul nu se ruga. Doamne, nu dăm bogății. Nu se ruga. Fraților, hai să ne rugăm Domnul să ne dea cumpătare în lucruri de material. Hai să ne dea Domnul echilibru pe care e pocăință. Nici pe mare bogăție, nici pe mare sărăcie. Ca nu cumva în sărăcie să întind mâna, nu cumva în bogăție să mă mântuiesc să spun cine este Domnul. Să ne dea Domnul simțiri cumpătate. Amin? Am încheiat predica și îndemnul meu de rugăciune pentru seara aceasta. Acum facem o recapitulare. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm Domnul. Dar gândiți-vă că e noaptea și în adunarea asta din București vine Domnul la fiecare și te întreabă ce vrei să-ți dau? Ce vrei? Ai credința asta? Amin. Dumnezeu să ne mărească credința. Amin. Și apoi ne rugăm împlinit condițiile care spunea. Ne rugăm în numele Domnului Iisus, ne rugăm după voia Lui, ne rugăm cu credință, ne rugăm în părtășie cu adunare. Amin? Amin. Și apoi câteva exemple. Doamne, mie dăm înțelepciune. Doamne, mie dăm umplerea cu Duhul Sfânt. Doamne, mie dăm harul să fim la adunare, să nu lipsesc. Doamne, mie dăm pâinea aceea de toate zilele. Și rugându-ne așa, aducând la cunoștința lui Dumnezeu toate lucrurile. Hai te gândește. Acum ne plecăm pe genunchi. Pentru ce vrei să te rogi tu? Bine, Domnul, cum așa notează? Într-o adunare era o vedenie că în fața fiecăruia sta un înger și scria. Și acum vine Domnul la tine. Ai pregătit rugăciunea? Ai pregătit dorința? Ne plecăm pe genunchi și Dumnezeu să ne asculte. Amin? Amin.